S-a Hristos. Bucurie ne-a dus. Dumnezeu să ne dăruiască bucuria de aceste sărbători. Nu lăsați nicio tristețe să vă oprească bucuria. Deși se multe. Doamne, dorește ne bucurie. Suntem în ajun de Crăciun. Și mesajul meu va fi despre profeții despre nașterea Domnului. Ce este o profeție? Este o vestire supranaturală a viitorului, o vestire dumnezească a viitorului, uneori și a prezentului. Mărturisesc două experiențe profetice, una personală și alta de biserică. Să înțelegem importanța profeției. Am vizitat un nigerian Oradea, era pocăit, evanghelist, l-am invitat la noi acasă și l-am întrebat, ai vreo dorință, ce să-ți pregătim? Și mai întrebi. Negru în nigerian a zis, chicken and rice. Am înțeles, pui și orez. După ce, a zis, după ce am mâncat, a zis, vreau să ne rugăm. Bine, ne rugăm. Și a avut o prorocie. Cam asta era ideea prorociei. Îți deschid porți în Europa. Acum puțin eram ca Sara. Porți în Europa. Prorocea lui s-a împlinit, pentru că după această prorocie Dumnezeu mi-a dat harul să predau în cinci țări din Europa. Nu s-au deschis porți. Uneori chiar dacă avem înduiel la prorocie, dacă Dumnezeu vrea împlinește prorocia. Mulți au avut înduiel la prorociile despre nașterea Domnului, dar Dumnezeu, în ciuda înduielilor, a împlinit prorocia, a slăvit să fie El. Pe investirea Lui, dumnezească despre viitor, o tinește. O altă prorocie am avut la Dobric, în județul Bistrița. Eram la evangelizare și se ridică un proroc în biserică. omul pe care l-am adus în seara asta să vestească cuvântul, zice, va folosi cuvinte dure, dar voi să primiți. Mă, mă gândeam în sinea nu am venit cu intenția să folosesc cuvinte dure. Ce prorocie mai așa asta? Am tăcut. Și au ei acolo a dobrit un sistem neobișnuit, n-am mai văzut nicăieri, în care fiecare prorocie e analizată de biserică. Și biserica spune dacă acceptă sau nu prorocia. Eram curios să văd ce o să zică despre prorocia asta, că voi folosi cuvinte dure. Biserica a acceptat, că e de la Domnul. Nu am zis nimic. Dar în timp ce vesteam Evanghelia, într-adevăr, am mers pe linia prorocii. Așa era cuvântul, era mai dur. Iar, dincolo de îndorile noastre, Dumnezeu împlinește prorocia. Slăvit să fie El. Și o să prezint cinci profeții despre nașterea Domnului. Și fiecare profeție prezintă un aspect legat de cel născut. Prima profeție este profeția despre identitate. Cine este cel născut în Islam? Cine este? Care e identitatea lui? Foarte importantă identitatea celui sărbătorit de Crăciun. A doua profeție este despre locul nașterii. Unde se va naște? care e locul ăsta al nașterii? E profețit? Care proroc a prorocit? A treia profeție este despre misiunea celui născut. Care e misiunea lui? Ce a vorbit Simeon despre misiunea lui când l-a luat în brațe? Ce a vorbit Moise despre misiunea lui? În Geneza? Din Geneza până în Deuteronom? Sunt prorocii despre Isus. Apoi, profeția autorității. Ce autoritate are acel copilaj? Are autoritate sau este așa doar simpatic și frumos și drăgălaș, cum zic unele colinde, nu? Are autoritate copilașul acesta? Procia autorității. De până în al cincilea rând, ce caracter are cel născut în Iesele? Despre, despre caracterul lui. Mărturisesc că studind profețiile despre nașterea Domnului am fost foarte atins despre profeția despre caracterul lui Isus. Că este profețit caracterul lui. Să-l împerând. Profeția despre identitate. Isaia, procul evanghelist al Vechiului Testament, spune despre identitatea lui în Isaia 9, cu versetul 6 și 7. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Și Domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat. Deci, identitatea lui este de copil minunat. Sau sinonim, copil frumos. Nu? Spune într-un loc în scriptură, tu ești cel mai frumos dintre oameni. Eu cred că Isus a fost cel mai frumos dintre oameni. Pe cruce i s-a schimonosit fața, fiindcă păcatele noastre au fost aruncate asupra lui. Un copil frumos. Pentru că era fără păcat. N-a fost zămislit în păcat. Absența păcatului ne face frumoși. Trăind o viață neprihenită, trăim o viață frumoasă. Hristos a fost un copil minunat. Acest copil ni s-a dat. E minunat, e frumos. Domne, mulțumim pentru frumusețea Lui. Aș vrea, dragii mei, să ne gândim de aceste sărbători că acest Hristos este minunat. Cel mai minunat copilaș care s-a născut vreodată pe pământ, a fost Hristos. Nu are egal pe pământ, cu niciun copilaș. Când știi că este cel mai minunat copilaș care s-a născut vreodată, ne plecăm capul înaintea lui și spunem, te lăudăm, Isuse. Te preamărim, Isuse. Te iubim, Isuse. Pentru că aceste sărbători trebuie să fie sărbători ale închinării. În primul rând, să ne închinăm înaintea lui. Apoi vin darurile, apoi vin celelalte lucruri, părtășile. Dar cel mai important lucru este să ne închinăm înaintea Hristosului născut. Profeția identității conține următorul adevăr. Sfetnic. Cred, din toată ființa mea, Hristos a fost cea mai înțeleaptă ființă care a venit vreodată pe pământ. Cea mai înțeleaptă ființă. Dumnezeu întrupat. Iisus a fost mai înțelept decât Adam, mai înțelept decât toți prorocii din vechime, mai înțelept decât Daniel. Este sfetnic, adică ne poate sfătui. Acest Hristos te poate sfătui și pe tine la problemele pe care le ai. De ce să nu întrebi pe Hristos? Hristos se sfătuiește. Mă, uite, asta e problema mea. Asta e strâmtorarea în care sunt. Sunt unii ca o strâmtorări în familie. Hristose, tu ești sfetnic și valabil și astăzi sfatul tău. Te rog, sfătuiește-mă ce să fac, cum să ies din strâmtorarea în care sunt. Să știi, Hristos răspunde la rugăciuni și astăzi. Acest copilaș născut din este, răspunde, fiindcă e la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Te, tu crezi această identitate a lui că el e sfetnic? Că te poate sfătui? Așa să fie sfetnicul nostru numărul unu în viață. Cine e sfetnicul numărul unu în viață? Mulți au luat decizii greșite fiindcă au avut sfetnici răi. Și aici vreau să mă opresc la ce zice psalmul 1. Ferice domnul care nu se duce la sfatul celor răi. Așa să nu mergem la sfatul celor răi. Noi avem pe Hristosul născut care este sfetnic. E cel mai bun sfetnic din Univers pentru noi. Să cerem sfatul lui. Să ne proșternem înaintea lui. Doamne, sunt în probleme, dăm sfatul tău. Eu vreau sfatul lui Isus. Tu vrei sfatul lui Isus? Să știți că orice om are îndoieli și dileme în viață și are nevoie de un sfat bun. Dar noi mergem de multe ori la sfatul celor răi. Și Isus a avut un sfat rău. Când a zis că a merge să fie răstignit, ce a zis Petru? Nu cumva să te duci? Să te ferească Dumnezeu? Deci Petru i-a dat un sfat rău lui Iisus. Nu cumva să te duci. Sfatul rău îl dăm fiindcă suntem limitați la gândire. Dar Hristos este înțelepciunea lui Dumnezeu. Aceasta este identitatea lui. Nu-i doar frumos, e și înțelept. Copilașul născut nu e doar frumos, este și un copilaș înțelept. Și continuă această descoperire a identității în profeția identității este Dumnezeu tare. Eu și o să spun, noi credem în Sfânta Treime. Noi credem că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, trei persoane într-un singur Dumnezeu. Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu, Duhul Sfânt este Dumnezeu, dar cei trei sunt una. Așa interpretăm profeția aceasta. Dumnezeu tare! De deja Profeția pentru lumea ebraică era șocantă. E Dumnezeu? Copilașul ăsta e Dumnezeu? Hai că pă, minunat acceptau. Sfetnic acceptau. Dar e Dumnezeu? Nu doar că e Dumnezeu, e Dumnezeu tare. E mai tare decât toți Dumnezei neamurilor. E mai tare decât toți idolii. E Dumnezeul cel mai tare. E Dumnezeul la tot puternic. Când știi că Dumnezeu la tot puternic. Deci că șade în cerul și râde de rebeli care vor să-l răstoarne. Și asta sunt rebeli care vor să-l răstoarne din inimile oamenilor. Este un profesor de istorie la Universitatea Ebraică din Ierusalim. Cărțile lui se vând în zeci de milioane de exemplare. Consilier la președintele Forumului Economic Mondial de la Davos, al lui Schwab. Și spune acest profesor în cărțile lui că suntem niște animale fără suflet. El e ateu, un ateu homosexual. Dar încearcă să prezinte istoria lumii, să dea sfaturi de viitor. Animale fără suflet. Pentru că atunci când tu nu mai crezi în Dumnezeu, când ești ateu, omul nu are valoare. Ce valoare are omul dacă tu ești ateu? Dar dacă tu crezi într-un Dumnezeu tare care te-a făcut după chipul și asemănarea lui, tu ai valoare. M-a impresionat un aristocrat englez care, în timp ce călătorea, mergea pe un drum, a văzut un penny, cea mai mică monedă în Anglia, penny, în noroi, și l-a ridicat din noroi. Toți a fost șocați, dar stai mă, tu ești foarte bogat, dar... De ce este trebuie bănuțul ăsta? De ce l-ai ridicat din noi? Și ce a zis aristocratul? Pentru că pe acest pen era chipul reginei. Noi purtăm chipul Dumnezeului tare. Vezi? Noi trebuie să rămână în noroi. Tu porți chipul lui Dumnezeu. Tu nu ești un animal fără suflet. Cum zice acest profesor de istorie de la Ierusalim. Tu ești după chipul șase asemănarea lui Dumnezeu. Noi suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu tare. Și El se ridice din noroi pe oricare care este în noroi la actuală, pentru că porți chipul Lui. Dumnezeu tare. Eu vreau să umblu cu acest Dumnezeu tare. Eu vreau să mă închin înainte acestui Dumnezeu tare. Eu vreau să-L port în inima mea. Eu vreau să mă sfătuiesc cu acest Dumnezeu tare. Și deja începe să capete o identitate extraordinară pruncul născut cu acest aspect de Dumnezeu tare. Dar să vedem ce mai urmează în identitatea aceasta, părintele veșnicilor. Păi cum poate fi copil și părinte în același timp, nu? Cum este Isus, Copilașul, un copil nu născut, și el este părintele veșnicilor. În Ioan, în capitolul 1, Începe această imagine cu veșnicia lui Isus Hristos. Și spune așa: la început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Deci, Hristos este din veșnicie în veșnicie. Hristos n-a avut un început. El e Dumnezeu, din eternitate în eternitate. El doar s-a întrupat. Aici a avut acest început. În Betleem, întruparea lui. Dar el e Părintele Veșnicilor. Să zici, la un copil așa, deja e paradoxal, nu? De ce este Isus Părintele Veșnicilor? Pentru că nu are început. E din veșnicie în veșnicie. Iar Ioan, în insula Patmos, are. Aceeași revelație despre Isus Hristos. În Patmos avem două persoane la care, care afirmă că sunt Alfa și Omega. Prima persoană este Dumnezeu, Tatăl. Apocalipsa 1 -8. Eu sunt Alfa și Omega. Începutul și sfârșitul zice Domnul Dumnezeu. Cel ce este, cel ce era și cel ce vine. Cel tot puternic. Zice foarte bine. Dumnezeu, Tatăl, este Alfa și Omega. Alfa este prima literă din alfabetul grecesc, Omega ultima literă, litera 24. Alfabetul grecesc e 24 de litere. Și Dumnezeu spune, eu sunt alfa, adică eu sunt începutul și sfârșitul. Dar interesant că în Apocalipsa nu mai spune cineva aceeași afirmație. Apocalipsa 1 cu 11, care zicea, eu sunt alfa și omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Ce vezi scrie într-o carte și trimit-o celor șapte biserici, la Efes, Mirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și la Odiceea m-am întors să văd glasul care îmi vorbea. Adică cine mai spune că eu sunt alfa? Bun, acceptăm că spune Dumnezeu Tatăl, că e alfa și omega. Dar mai spunea, a mai spus cineva, eu sunt alfa și omega. Și s-a întors să vadă cine este. Și a văzut, spune în versetul 13, pe cineva care se mâna cu fiul omului. Deci Isus Hristos este alfa și omega. Isus Hristos este Părintele Veșnicilor. El este stăpânul timpului. De aceea, dragii mei, și în pandemia asta cu COVID-ul, am avut o liniște. Deși stânga și în dreapta mea mureau oameni cunoscuți, se îmbolnăveau. Știți că a fost liniștea pe care am avut-o? Dacă Dumnezeu este stăpânul timpului, El mă va chema la El doar când va dori El. Înțelegeți? Adică, el are inclusiv ple ziua plecării. El este stăpân peste ziua plecării. Atunci te liniștești. Pentru că dacă tu, nu, dacă tu te sperii de toate bolile, toate pandemiile, nu mai e liniște și pace. Pe mine asta m-a liniștit. Dumnezeu este stăpânul timpului. Nu voi pleca nici mai devreme, nici mai târziu. Doar când va zice El, hai acasă, atunci voi pleca, slăbit să fie El. Hristos este Părintele Veșnicilor, este Alfa și Omega. Cel din tăi și cel de pe urbă. Este stăpânul timpului. Adică El vine în timp, Hristos vine în timp și El este stăpânul timpului. Și în această identitate, ca să fie o identitate completă, spune Isaia 9 cu 6, El este Domnul Păcii. Poate mai mult ca niciodată gustăm ce înseamnă ideea de pace. Vecinii noștri ucraineni Mor cu miile. Stau înghețați în case, fără curent electric. Să ne gândim și la ei, să ne rugăm pentru ei. Nu-i pace, e război. Cristos este Domnul păcii. Să rugăm ca Domnul păcii să oprească războiul. Să aducă pace. Să mulțumim că în România este pace. Să ne păstrăm această pace. Domnul păcii păzește pacea în România. Domnul păcii păzește pacea în inimile noastre, în casele noastre, în bisericile noastre. Este Domnul păcii. În primul rând, El ne împacă cu Dumnezeu. Așa spune că avem pace cu Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. Este Domnul al păcii. Eu nu pot să am pace cu Dumnezeu cât prin Isus Hristos. Eu nu pot să am pace prin ritualuri religioase. Eu nu pot să am pace să ader la o organizație, la o sectă. Eu am pace doar prin Domnul Isus. Și apoi am pace cu oamenii, pentru că Iisus mă învață să trăiesc în pace. Și apoi am pace în sufletul meu, pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere. El este Domnul Păcii. Și dacă de aceste sărbători inima ta e tulburată și inima ta nu are pace, strigă la acest copilaș, la Iisus. Iisus, tu ești Domnul Păcii, dă-mi și mie pace. Seara asta strigă, seara asta să fie strigă tu inimii tale, Doamne, n-am pace, stulburat. Sunt unii tulburați datorită bolilor prin care trec. Alții sunt tulburați datorită certurilor pe care le au. Alții sunt tulburați datorită perspectivelor sumbre de viitor. Dar așa ca Domnul Păcii de aceste sărbători să ne dea pace. Amin. Nimeni nu poate da pacea ca Isus. Nimeni. Și vă las pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea să nu vi se tulbure inimile. Eu vă dau pacea mea. Eu am o pace. Nimeni nu poate să dea pace cum dă Isus. cred că El este Domnul Păcii și se poate atinge de noi. Vedeți această identitate. E profeția despre identitate. E o profeție neobișnuită. Un copil ni s-a dat, nu? Și cum este acest copil? Ce identitate are? Minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor, Domnul al Păcii. Să mergem la a doua profeție. Profeția despre locul nașterii. Această profeție este în Mica. Mica nu este un profet mare, este din cei 12 profeți mici. În schimb, are profeția aceasta mica 5 cu 2. Și tu, Betleme, frata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenele lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel. Și a cărui obărșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Dragii mei, această profeție despre locul nașterii Mesia a intrat în conștiința națională. Evreii știau că Mesia care va veni trebuie să nască în Betlem. Vedem lucrul acesta, că a intrat în conștiința națională acest loc profețit în Ioan, în capitolul 7, cu versetul 41 și 42. Alții ziceau, acesta este Hristosul. Și alții ziceau, cum? Din Galileea are să vină Hristosul. Nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din sămânța lui David și din satul Betlem, unde era David? S-a făcut dezbinare în noroc din pricina lui. Conștiința națională, omul de rând știa. întreba omul de rând, unde trebuie să nască Mesia? În Dar ei nu știau că acest Hristos, nu știau povestirea despre el. Credeau că este din Galilea. El a crescut în Galilea, în Nazaret, după ce a venit din Egipt, refugiat. s a fost doi ani în Egipt s-a așezat în Nazaret, dar nu i-au mai cercetat ori nașterea. Și atunci ei zic, mă, Iisus nu poate fi Mesia pentru că El vine din Galileea. Noi știm că în Hristosul trebuie să vină din satul Betlem. Deci, vedeți, în conștiința națională evrească, de acum 2000 de ani, știau că din satul Betlem vine Mesia. Dar nu dau oamenii de rând, știau lucrul acesta. Și cărturarii știau lucrul acesta. Vedem în Matei, capitolul 2, s-a făcut un fel de întrunire a cărturarilor la nivel național ca să răspundă la cererea magilor, pentru că magii au vrut să afle de unde este Hristosul. Citim în Matei, capitolul 2, Că Irod, versetul 4, a adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturare în și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristos. În Betleemul din Iudea i-au răspuns ei, că și iată ce a fost scris prin prorocul și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai însemnată dintre căpetenii lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Conștiința națională a oamenilor de rând și a cărturarilor era adânc înrădăcinată profeția locului. Profeția lui Mica, că în Betlehem. Deci, ei nu puteau să accepte pe Hristos, pentru că ei știau că e din Nazaret. Faptul că acolo a copilărit, nu înseamnă că acolo s-a născut. Dar ei făceau această confuzie. Unde Hristos a copilărit, acolo s-a născut. De aceea spuneau, din Galilea nu vine Hristosul. Vedeți, Dumnezeu a ales locul. A ales Betlemul. Astăzi Betlemul este Sub autoritatea palestiniană. Evrei nu prea au curajul să intre în Betlehem. Chiar dacă este parte integrantă a Israelului, dar le frică. Creștinii pot intra, nu au probleme. Când merg în vizită în Israel, multe grupuri au rezervat o noapte sau două în Betlehem. Dar pe alte motive economice, că e mai ieftin acolo. În Betlem este locul nașterii lui Isus. Și ce înseamnă Betlem? Casa pâinii. Casa pâinii. Și o denumire a lui Isus care este? Pâinea vieții. pâinea vieții vine în casa pâinii. Unde să vină? Noi trebuie să ne hrănim cu Hristos. Este pâinea care se coboară din cer, care dă lumii viață. Este o denumire a lui Isus acest lucru. Pâinea care dă lumii viață. Nu este o pâine care să se asemene cu Hristos. El dă viață veșnică omenirii. El dă viață din belșug omenirii. Hristos nu ne dă doar viață veșnică. Ne dă și viață sufletească din belșug. Spune Iisus în Ion. Eu am venit coile mele să aibă viață, să aibă viață din belșug. Hristos asta vrea, Hristosul născut în Betlem. Pâinea care s-a coborât din cer în Betlem, în casa pâinii, asta vrea cu tine. Să-ți dea viață veșnică, să-ți dea viață din belșug. Ai tu viața veșnică? Tu crezi din toată inima ta în Isus, Umbli cu Iisus ca să ai viață din belșug. Credința în Iisus din toată inima îți dă viața veșnică. Umblarea cu Iisus zi de zi îți dă viață din belșug. Cel născut în casa pâinii în Betlehem dorește să te bucuri de el. Pâinea vie. Pâinea care ne-o dorește, Dumnezeu. Cum a dăruit mana, s-a cobrât în casa pâinii. Era locul potrivit. Dumnezeu în suverenitatea Lui a ales acest loc de casa păinii. Vedeți? Oamenii de rând au ales. Oamenii de rând au ales să accepte în conștiința lor națională că Isus Hristos se naște în Betleem. Să mergem la a treia profeție. Deci prima a fost profeția identității, Isaia, profeția locului Mica și a treia profeție este profeții, profeția misiunii găsim în numeri un proroc ciudat pe Balam. Și Balam spune următoarea profeție care este trecută în numeri 2 cu 17. Îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, un toiac de cărmuire se ridică din Israel. O stea răsare din Iacov. Hristos s-a născut să lumineze. Era misiunea Lui. Și interesant că Ioan așa începe Evanghelia, prezentând pe Hristos, așa introduce pe Hristos, după ce a vorbit despre eternitatea Lui, vorbește de misiunea Lui Ioan. Și știți, în mod deosebit ce sublinează ca misiunea Lui Isus, Hai să ne uităm în Ioan, în Ioan în capitolul 1, și vedem această subliniere deosebită. În El era viața Ion, capitolul 1 cu 4 și în continuare, și viața era lumina. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit -o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca tot să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină, Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind, de în lume. și atenți, venind în lume. Unde a venit Isus în lume? În Betlehem. Începând de acolo, luminează pe orice om. Este adevărata lumină. Sunt multe lumini false astăzi. Hristos este adevărata lumină. Aș vrea să mergem după Hristos. Lui, o steară să Incredibil cum vede misiunea aceasta lui Isus. Și apoi cum prezintă Ioan. Dar să vedem ce, ce, zice despre misiunea lui Isus Simeon, care l-a luat în brațe. Despre, despre Isus în felul următor. Citesc doar două versete. Pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, spune despre Isus. Lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Cum prezintă pe Iisus, care era în brațele Lui? Lumina care să lumineze neamurile. Hristos e singurul care luminează neamurile. Marxismul n-a luminat, fascismul n-a luminat. Neomarxismul nu luminează neamurile. Ați la ură neamurile, nu la lumină. Ura de clasă, ura de categorii minoritare, toate astea sunt construite. Ura de rasă, fascism, toate astea, fiți atenți, sunt construite pe ură. Aceste maladii ale secolului 20 și decenul și 21. Comunismul pe ura de clasă, fascismul ura de rasă, neomarxismul ura între majoritar și minoritari. Acesta este întuneric, nu este lumină. Hristos a venit să lumineze toate neamurile. Aduce lumina mântuirii Hristos. Că intrăm în cer prin credința din inimă în El. Aduce lumina Hristos că această scriptură este cuvântul lui Dumnezeu. Aduce lumina Hristos că trebuie să trăim în neprihănire. Și uitați cum a schimbat creștinismul în trei secole Imperiul Roman. A dus lumină în întunericul roman. În trei secole această lumină a devenit o lumină extraordinară. Este un miracol în istoria bisericii creștine. Un imperiu în întuneric, un imperiu al forței, un imperiu al paganismului, în trei secole, cucerit Imperiul roman, s-a declarat creștinismul religie oficială. Numai în Roma erau zeci de mii de creștini, inclusiv în membrii Senatului, Casa Cezarului, pentru că luminează neamurile. Acum se încearcă în zilele noastre ca această lumină să fie stinsă. Să stingem lumina Hristos. Să punem alte lumini în schimb. Marea resetare a omului. Viitorul omenirii este omul mașină. Așa și imaginează. Asta e viitorul omenirii. Ne îndreptăm spre viitorul luminos. Ne având nimic, dar fiind fericiți și fiind oameni mașină. Tot mai mulți merg pe linia asta. Resping această idee. Viitorul meu este Hristos. El este viitorul meu. El! Învățătura lui este lumina neamurilor. Nu aceste învățători progresiste, că de fapt nu sunt progresiste, ci sunt destructive. Simeon zice mare adevăr, lumina care să lumineze neamurile. Domne, lumina Hristos să lumineze poporul român. Să ne lumineze familiile, să lumineze bisericile. Misiunea lui de a lumina. Și lumina nu poate fi învinsă. Poate fi răstignită, dar a treia zi lumina va învia. Poet, considerat cel mai mare poet român postbelic Ioan Alexandru, singurul care în comunism mai rostea poezii creștine în cel publice, niciunul nu mai avea, da? i-a permis, fiindcă ținea prelegeri și de civilizație greacă și ebraică și era considerată poezia creștină aparținând poate de aceste civilizații. A venit în Oradia, rețină două. Sesiuni de poezie. O parte era poezie creștină. Într-o sală publică. M-am dus să... Îmi plăceau m-am dus să-l ascult. A venit cu un tren înghețat. Pe vremea multe trenuri erau gheață. Cei care nu știți vremurile. Și așa am avut gândul să mă duc să-l încurajez. Se să i zic așa o vorbă de încurajare. Se la mine, zice, tu ești trimis lui Dumnezeu? Zic eu, dar de ce? Tu știi ce au însemnat vorbele tale pentru mine? Ce? Am vrut să renunț la sesiunea asta de poezie, la a doua. Securitatea mi-a cerut să renunț. Dar tu m-ai încurajat, nu să renunț. Și nu am renunțat. Are o poezie referitoare la Hristos care e Lumină. Poezie celebră pentru literatura română. S-a făcut și cântec după poezia asta, Tudor Gheorghe. Și doar trei versuri spun în această poezie. Lumină lină, lin lumini. Răsar din codri mari de crin. Primele două versuri. Și ultimul, ultimul vers spune așa. Lumină lină, logos sfânt. Ce extraordinar în dulcele graie românesc, cum a prins în primul vers Alexandru pe Hristos ca lumină. Lumină, lină, lin, lumin. lumin. Pentru că această lumină nu e o lumină agresivă. Cum era în beciul securității, nu? Când te agresau cu lumina și în ochi. Să te cerceteze, să te ancheteze. E o lumină lină și vrea să pătrundă în viața ta. Această lumină lină vrea să... să fie ca un val de lumină dulce peste tine. Hristos nu intră cu forța în inima nimănui. Să știți, Hristos nu intră. Diavolul intră cu forța. Hristos nu intră. Hristos intră doar dacă tu îți dai consimțământul. Rețineți. Hristos, lumina lumii, intră în viața ta dacă îi dai consimțământul. El spune că este lumina lumii. Misiunea lui este să fie lumina lumii. O lumina mântuirii. O lumina neprihănire. O lumina adevărului. Este misiunea lui. Și închei din nou cu ce a zis Simeon când l-a luat în brațe pe acest copilaș, când a fost adus la templu, lumina care să lumineze neamurile. Și Hristos a rămas și până în zilele noastre lumina care luminează neamurile. Nu este altă lumină mai bună decât Hristos. Nu este altă lumină mai mare decât Hristos. Nu este altă lumină mai sfântă decât Hristos. El e misiunea lui de a lumina neamurile. A patra profeție despre nașterea Domnului vorbește despre autoritatea Lui. Găsim în Geneza această profeție, Geneza 49, cu versetul 10. Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cărmuire dintre picioarele lui, până va veni Shiloh. Și de el vor asculta popoarele. Și vedem cifra 1, întradus la Cornescu, la Shiloh, și spune acolo Mesia. Până va veni Shiloh, adică Mesia și de el vor asculta popoarele. Un nume a lui Isus, un nume al lui Mesia este Shiloh. El va avea autoritatea aceasta ca să asculte popoarele de el. Și ce dorește Hristos de la noi de acest Crăciun? Să ascultăm de el. Adică nu se dă scutire de ascultare de Hristos. când anumite categorii de luptători se botezau, că erau botezați uneori cu forța, nu? Pe nevo mediu. Unii lăsau mâna dreaptă afară. Ce -aia nu botezăm, ca să pot să mai fac ce vreau cu ea. Hristos vrea tot trupul tău. Tot sufletul tău. Nu există, Doamne, asta nu, nu, nu ascultă de tine. Mâna mea dreaptă nu ascultă de tine. Hristos, șilo, Mesia, în această autoritate. El vrea ascultare totală. Dragii mei, Hristos vrea ascultare totală. Și se zice, Pavel în Areopag, Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. E poruncă. E poruncă. Nu e o chestie opțională. Toată noastră postmodernă ne, -o, ne -o cu opționale, cu relativismul. Totul e relativ. Fiecare are adevărul lui. Hristos este absolut. Hristos vrea ascultare absolută. Hristos nu acceptă egalitatea cu alte doctrine. Hristos nu acceptă autoritatea cu alți Dumnezei. Primul. Este El primul în viața ta? Spun faptele tale că este primul în viața ta? Spun gândurile tale că este Isus primul în viața ta? dacă nu în acest ajun de Crăciun, spune așa, Doamne, vreau să fii primul în viața mea. Asta doresc, Doamne. Atunci voi avea sărbători adevărate, când Hristos devine primul. Să este identitatea autorității, El este șilo de care trebuie să asculte popoarele. El vrea ascultare totală de la noi. Nu vrea ascultare parțială. Nu vrea ascultare sezonieră, ci vrea ascultare totală. În Matei, în capitolul 28, după Înviere, ni se spune același adevăr. Hristos se arată în Galileea, la o munte acolo, la ucenici. Le spune ucenicilor un lucru care i-a șocat pe ucenici, că erau ucenicii fricoși, care după Înviere încă erau în spatele ușilor închise de frica iudeilor. Și le spune Iisus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Toată puterea, toată autoritatea. Duceți-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până în să știu veacului. Hristos are toată autoritatea în cer și pe pământ. El are această autoritate. Îl vezi așa pe copilașul născut care are toată autoritatea? Sau îl vezi un copil plăpând fără putere? El are toată autoritatea. El este și Toată puterea este a Lui. Toată autoritatea este a Lui. El este regele regilor și domnul domnilor. Nimeni nu e mai puternic decât El. Eu mă laud cu acest șilo. Eu mă laud cu acest Mesia. Eu vreau să ascult de El. Și când ascult de El îmi pare rău și îmi mărturisesc păcatul. Doamne, iartă-mi neascultările. Doamne, în acest ajun ne cerem iertare. Iartă-ne toate neascultările de Tine. Te rugăm să ne ierți. Vrem să intrăm curați, curățiți prin sângele lui Iisus în aceste sărbători. Intrăm cu hainele albe în aceste sărbători. Iertați de neascultările noastre de Shiloh, de Mesia, de Cel care trebuia să vină. Să mergem la a cincea profeție. Profeția despre caracter. De data aceasta, profeția nu este adusă de oameni, ci este adusă de îngeri. În Luca, în capitolul 1, vedem ce zice despre caracterul lui Iisus, profeția îngerului care prevestește nașterea lui Isus Hristos. Și spune așa Mariei Îngerul, Luca 1, cu 30 în continuare, Nu te teme, Marie, că ce ai căpătat în durare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu care vei pune numele lui Isus. Vedeți? Profeție clară, inclusiv despre nume. El va fi mare și va fi chemat fiul celui preanalt. Și Domnul Dumnezeu va da scaunele domnii al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu avea sfârșit. Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat. Și aici vedem profeția despre caracterul Iisus. Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și puterea celui prea va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Care e caracterul lui Iisus? Profețit Sfânt. Este Sfânt. Știți ce aspect din caracterul lui Dumnezeu este cel mai laudat în cer? Care? Sfânt! Sfânt! Sfânt este Domnul nostru! Tot pământul este plin de mărirea Lui! Tot cerul voiește de Sfințenia Lui Dumnezeu! Domnule, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ! Sfânt! Spune așa Îngerul Mariei, se va naște din tine un sfânt! E caracterul Lui! Sfânt! Adică fără păcat, ci pus deoparte pentru Dumnezeu ambele sunt laturile ale Sfințeniei. Să fii fără păcat, viață de neprihănire și să fii pus deoparte. Și asta este un aspect al Sfinței. Să fii, sport, să fii pus deoparte în Dumnezeu. Să nu credeți că doar îngerii buni au declarat că Isus Hristos este Sfânt. Îngerii știu și îngerii răi știu că Isus Hristos este Sfânt. Și îngerii răi vorbesc despre lucrul acesta. Dacă ne uităm în Marcu, în capitolul 1, vedem acest adevăr, versetul 21. S-au dus la Capernaum și în ziua sabatului Iisus a intrat în dată în sinagogă și a început să învețe pe norod. Oamenii l-au uimit de învățătorul că ce învăța ca unul care are putere, nu cum o învățau cărturarii. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige. Un duh necurat. Un demon. Ce strigat. Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi. Te știu cine ești. E sfântul lui Dumnezeu. Vedeți, îngerii răi. Demonii afirmă că Isus este sfântul lui Dumnezeu. Îngerul bun spune că Isus este sfânt. Îngerul rău spune că Isus este sfânt. Toată lumea îngerilor. E sfântul lui Dumnezeu. Așa, de Crăciun anului 2022, să te gândești la acest lucru. Hristosul care se naște este sfântul lui Dumnezeu. Este sfânt. Și dacă El are acest caracter, știi ce vrea de la tine? Să ai și tu acest caracter. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Asta dorește Hristos de la noi. Fiindcă El este sfânt să fim și noi sfinți. Poate pui întrebarea, dar cum să fiu sfânt într-o lume spurcată? Hristos trăiește în noi și așa reușim. Asta e reușita. Spune, Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu. Și Hristos trăiește bine. Știți că biserica primară avea în conștiința bisericească că Isus este sfânt? Se sublinea foarte mult că Isus este sfânt? Hai să ne uităm la rugăciunea pe care o adresează în fapte, în capitolul 4. Cum se roagă biserica primară? Spune așa în fapte 4 cu 27. În adevăr, împotriva robului tău celui sfânt Isus, pe care ai un stup, s-au însoțit în cetatea aceasta rot și pe la din pont cu neamul și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâs să mai dinainte mâna ta și sfatul tău, cum îl prezintă pe Iisus, robul tău cel sfânt. Putem și noi rugăciile noastre să ne rugăm așa? Mă rog în numele robului tău celui sfânt Iisus. Iisus este robul sfânt al lui Dumnezeu. El s-a -a coborât ca un rob, a luat chip de om, a venit într-o familie săracă. Tât de săracă încât n-au adus decât jertfa celor săraci. Nu? Pereche de turturele. Crescut în Nazaret, după murit tatăl, a preluat slujba tatălui de templar din Nazaret. De la 30 de ani aproximativ nu mai a ieșit în slujirea publică. Dar era sfânt. Hristos era sfânt și când era templar, Hristos era sfânt și când era predicator. E Sfântul lui Dumnezeu. E Sfântul lui Israel. S-a născut Sfântul. Hristos s-a născut. Sfântul s-a născut. E caracterul lui. E profeția despre caracterul lui. Aceste profeții ne aruncă o lumină despre cine este Domnul Dumnezeu. Hai să recapitulăm. Cele cinci profeții. M-am oprit la cinci. Că Pavel spune, doresc mai mult. Cinci cuvinte înțelese uneori. Profeția despre identitate sau profeția identității. Un copil ni s-a născut. Minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor, Domnul păci. Ni s-a născut nouă, nouă ni s-a născut. Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Dar e bucuria noastră. Noi am primit acest copil, dar cu această identitate. Noi n-am primit cu identitate ștearsă. Copilul care ni s-a dat are această identitate. Doi. Procea locului, Betlem. Era în conștiința națională a omului de rând și a cărturarilor. În casa păinii va veni pâinea vieții. A treia profeție este despre misiune. Steaua care răsarea din Iacov, sau ce zice Simeon, lumina care să lumineze neamurile și fie că el să ne lumineze viața. Poate este despre autoritate. Până va veni și lor și de el vor asculta popoarele. Deci trebuie să ascultăm de El, de acest Hristos. Trebuie să fim supuși Lui. Atunci vom avea sărbătoare 100% plăcută Lui Dumnezeu, când vom asculta pe deplin de El. Și ce este această sărb... profeția caracterului spus de înger? se va naște Sfântul din tine, Maria. Aș vrea ca acest Sfânt să ne sfințească și pe noi. De aceste sărbători să ne sfințim. Spune așa în Apocalipsa, cine e sfânt să se sfințe. Haideți să ridicăm în picioare. Această rugăciune nu doar să mulțumim, această rugăciune să cerem să ne curățească inimile Domnului, să intrăm cu inima curată. Această rugăciune să lăudăm pe Domnul și din aceste profeții vorbește cu Domnul și te atins pe tine fie profeția identității, fie a locului, fie a misiunii, fie a autorității, fie a caracterului. Dar așa să sublinez ultima, a caracterului. Laudă-L pe Hristos, că poate asta n-ai mai făcut de Crăciun niciodată. Te laud, Iisuse, care te-ai născut, că Tu ești Sfânt. Sfințește-mă și pe mine. Sfințește aceste zile de sărbători. Dă-ne sărbători sfinte, Doamne. Nu doar Crăciun fericit, să fie și Crăciun sfânt. Hai să strigăm la Dumnezeu.